Directorul Serviciului Român de Informații, Eduard Helving, a primit medalia de onoare Prieten al Comunităților Evreiești din România. Este cea mai înaltă distinție conferită de Federația Comunităților Evreiești din România. Președintele Federației Comunităților Evreiești din România, Silviu Wexler, susține că distinția a fost oferită în semn de înaltă apreciere pentru contribuția majoră avută pentru protejarea comunităților evreiești din România, pentru implicarea deosebită în combaterea antisemitismului și pentru respectul față de tradițiile și cultura evreilor. Ceremonia de înmânare a distinției a avut loc la Templul Unirea Sfântă din București, în cadrul reuniunii Adunării Generale a Federației Comunităților Evreiești din România.